Domnilor și domnilor, sunt Marius să urmăriți o edită specială aici la 7 TV din Brașov de data aceasta Brașovul, județul Brașov, încotro se îndreaptă această zonă, vom discuta în această ocazie și vrem ca împreună cu invitații noștri să găsim cele mai potrivite răspunsuri la problemele cu care se confruntă zona respectivă Atunci când spunem Brașov sau chiar județul Brașov, poate ne gândim la o zonă curată, o zonă turistică o zonă multiculturală unde oamenii se înțeleg bine, sunt gospodari, sunt atenți unii cu ceilalți. O zonă în care am vrea să trăim. Chiar prietenii de ai mei mi-au spus adesea din diferite zone ale țării sau chiar din străinătate că și-ar dori să locuiască în Brașov sau în județul Brașov pentru că li se pare că este una dintre cele mai frumoase zone ale României. Ei bine, despre Brașov și județul Brașov vom discuta împreună cu invitații noștri din această zi frumoasă de aici, de la Brașov. Și am să spun bună ziua domnului George Scripcaru Bună ziua, bine ați venit la Brașov. Domnul Scripcaru este, este candidatul PNL din, din partea, 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 partea Partidului PNL pentru Primăria Brașov, actualul edil al, al orașului. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Și de asemenea, bun venit, Adrian Veștea. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Candidatul PNL pentru Consiliul Județean Brașov. Domnilor cei care privesc cu atenție spre zona aceasta se întreabă adesea cum de Brașovul a progresat mult în ultimii ani. Care este explicația? Domnule Scripcaru. Municipiul Brașov este, în de față, un pol de dezvoltare în România. Între cei șapte poli mari de dezvoltare este un oraș magnet care atrage foarte mult așa cum a spus dumneavoastră, din punct de vedere investițional, din punct de vedere al oamenilor care, așa ne spune și studiul Băncii Mondiale pe care l-am făcut în ultima perioadă, că dacă întreb 10 români dacă ar fi să se mute, ce știu eu, în viața lor de zi cu zi, unde s-ar muta pe o scară de la 1 la 10 în orașe din România și pe primul loc este Brașovul. Este o certitudine, este o realitate și în acest punct de vedere Așa a avut o perioadă acum vreo 20 de ani, să zic așa, în 96, 2000, 2004, când a căzut foarte tare din punct de vedere al uh, impactului social care a fost generat după Revoluție din cauza faptului că s-au închis fabrici sau anumite funcțiuni industriale și atunci a fost o uh, diminuare, o scădere a populației pentru că s-au uh, întâmplat aceste efecte, să zic așa, neplăcute și. Până la urmă, era un, un lucru firesc într-un context politic, economic și social în perioada respectivă. După ce am ajuns primar, am încercat să aduc orașul la suprafață, adică să recuperăm timpul pierdut din cauza etapelor care au fost parcurse și cu impactul politic care a generat această stare. Și după aceea, cred că orașul a intrat pe linia dreaptă, a început să se dezvolte, să revină acolo unde era locul și astăzi putem să spunem fără nicio reținere că. Municipiul Brașov este între primele cinci orașe din România care țin economia României astăzi în, într-un echilibru și care generează aceste efecte la care ați făcut și dumneavoastră referire. Și, într-un cuvânt, Brașovul se dezvoltă, Brașovul este pe linia care trebuie și încetul cu încetul va trebui ca să gândim dezvoltarea orașului de acum corelat din punct de vedere urbanistic și avem asistență de la Banca Mondială aici cu orașele din jurul Brașovului, din zona metropolitană, în așa fel încât peste ani de zile, practic, aceste lucruri trebuie să fie integrate, să nu există nicio diferență între municipiu și o localitate din plasa Brașovului. Și deci, cu alte cuvinte, după o sincopă majoră, undeva de... în anii 90, 96, 2000, s-a plecat pe un trend ascendent. Domnule Vește, acum stau lucrurile în județ. Da, aș vrea să fac și o precizare. Chiar dacă suntem candidați, suntem persoane care facem, facem administrație Sigur. de foarte multă vreme. E foarte important să precizăm acest lucru pentru cei care ne urmăresc. Am făcut în așa fel încât județul Brașov să aibă o viziune integrată și să se dezvolte unitar. Este foarte important ca nu numai municipiul, ci și celelalte localități care sunt în zona metropolitană și în celelalte zone ale județului Brașov să aibă o dezvoltare specifică. Județul Brașov a devenit cea mai importantă destinație turistică a României și acest lucru s-a întâmplat în ultimii trei ani de zile, conform ultimelor date statistice prezentate de Institutul Național de Statistică. Este pentru prima dată când, practic, muntele bate marea, iar acest lucru s-a realizat fără să există o strategie, să zicem, din punct de vedere guvernamental, s-a realizat în primul și în primul rând că a existat o implicare locală a administrației publice, iar fiecare unitate administrativ-teritorială, fiecare comună, oraș sau municipiu, au făcut în așa fel încât să se dezvolte, au făcut în așa fel încât să-și valorifice patrimoniul cultural, să creeze evenimente culturale, să uh, acceseze fonduri pentru a crea o viață mai bună locuitorilor. Când aceste condiții au apărut foarte multe investiții, atât în municipiu cât și în, în județul nostru, în așa fel încât... Uh, Există o dezvoltare economică pe măsură, oamenii uh, au uh, posibilitatea de a opta pentru diverse, pe diverse, pregătirea lor profesională, diverse, la diverse firme care astăzi activează în, în județul nostru. De asemenea, am făcut în așa fel încât chiar dacă uh, n-am avut o șansa de a fi legați printr-o autostradă, nici de vestul țării, nici de estul țării, nici de București, am făcut în așa fel încât, cel puțin din, infra din punct de vedere al infrastructurii care este în subordinea noastră, fie că vorbim la nivel local, fie că vorbim la nivel județean, să găsim soluții pe partea de mobilitate și să, de ce nu, să aspirăm și la proiecte mai importante, proiecte cum este aeroportul de care se vorbește de foarte multă vreme, care să vină în sprijinul tuturor celor care astăzi. Întâmpină mari dificultăți și stau ore în șir în trafic pentru a ajunge în județul nostru. Aici este, este o nostru. problemă, trebuie să, să o recunoaștem, dar vom, vom reveni asupra ei. Uh, ați amintit puțin mai devreme că aveți o experiență bogată în administrația publică locală, la fel și domnul Scripcaru. Uh, aș, aș propune să începem această dezbatere electorală, puțin diferit față de ceea ce se practică right. în media românească, să facem o evaluare a ceea ce s-a întâmplat în ultimul mandat ce proiecte au fost începute și au fost finalizate, ce proiecte sunt începute și sunt în derulare și puțin mai încolo în emisiune o să intrăm în detalii la ceea ce vă propuneți ca strategie, ca provocări, ca ceea ce se va întâmpla în Brașov în următorii ani. Vă rog, domnule Sficar. Sunt câteva domenii care cred eu că sunt importante în orice comunitate din această țară să fie avute în vedere și pe mine m-a preocupat acest lucru în municipiul Rașov, mă refer aici la ce înseamnă educație. Este un domeniu la care m-am raportat foarte mult în ultima perioadă, practic în ultimii ani am avut bugetele cele mai mari alocate din fonduri proprii pe ce înseamnă componenta educațională. Fie că vorbim de școli, fie că vorbim de grădinițe sau de crește sau de extinderi investiții masive în acest domeniu, pentru că se referă la o resursă umană pe care noi trebuie să o pregătim și să asigurăm toate condițiile necesare ca să generăm o perspectivă din punct de vedere al perioadei următoare. A doua chestiune, tot în domeniul educațional, poate e bine de reamintit, cred că este un lucru cunoscut la Brașov, este Școala Profesională Kronstadt, învățământ în sistem dual, care a generat un impact foarte bun pentru ce înseamnă componenta economică pe care noi am gestionat -o aici la Brașov, într-un parteneriat cu companiile care au investit aici în municipiul și în județul Brașov. Poate că ar fi bine deci, nu sunt din Brașov sau din Județul Brașov. Să ne spuneți despre școala aceasta, practic, ce înseamnă ea. A fost înființată, o dată, mă refer ca și componentă instituțională. Deci, am făcut o școală efectivă, am creat-o din punct de vedere instituțional, împreună cu companiile cu care am făcut un parteneriat, un document trecut prin notarii de Consiliu Local și cu Inspectoratul Școlar Județean și, practic, am generat o școală nouă care să pregătească copii, elevi pentru companiile. Exact, companiile am modificat și legislația. Era, Daniel Funeriu, ministrul educației, a, fost foarte receptiv, a modificat legea educației în așa fel încât să putem să avem cadrul legal să învințăm asemenea unități de învățământ în sistem dual. Nu suntem doar noi implicați în factorul decizional, ci și companiile care au, ei stabilesc. Responsabili din punct de vedere al, al, programei școlare, creionează cumva structura de învățământ în funcție de necesitățile companiilor. Noi, practic, am, am reabilitat exact burse pentru elevii care vin și sunt elevi care sunt vin din toată țara. M-a bucurat când am văzut că au venit o dată, din o comună din județul Vaslui, a venit practic o clasă întreagă aici la școală să se înscrie pentru a învăța. Practic, noi am reclătit această școală pe fosta unitate de învățământ Rulmentu, liceu, cum era liceul Rulmentu. Am reabilitat-o, am pus-o în funcțiune, am investit masiv acolo. Companiile au venit și companiile cu cotă parte în investiții. S-a creat o structură instituțională și astăzi suntem la uh, ultima generație care a absolvit, care a absolvit acum în vară. Acolo rata de promovabilitate este 100%, iar 99% dintre elevi, după 3 zile după ce termină școala, vacanța lor este foarte scurtă, ei intră deja în. Au locul, de, au locul de muncă asigurat și asta înseamnă foarte mult. Dar acest lucru trebuie extins. Acum vrem să facem o asemenea entitate în domeniul Horeca, la fel să generăm un asemenea impact din acest punct de vedere. Discutăm apoi din punct de vedere al infrastructurii în oraș, care este foarte important. Mă refer la sistematizare de circulație cu parcări, cu locuri de zone verzi, plantări de puieți, o mie de, pădure, o de hectare pădure parc în Brașov. În, pe ce înseamnă componenta de mobilitate, accesibilitate, am schimbat ce înseamnă transportul public în Brașov și suntem acum în parcurs acest proiect se derulează încă în perioada asta cu ce înseamnă transport public electric, hibrid, ecologic. Avem proiecte în domeniul, cum să spun eu, de infrastructură, care este foarte... Pentru că nu poți dezvolta o comunitate dacă nu ai posibilitatea de a crea utilități, de a genera legături între zone, în așa fel încât să se genereze o dezvoltare urbanistică, care la rândul vreau să genereze o altă dezvoltare din punct de vedere economic, resurse umane și așa mai departe. Practic, avem programele de termoizolare pentru eficientizarea clădirilor în Brașov. Sunt, cum să spun eu, în domeniul social am generat pentru persoanele în vârstă, categorii vulnerabile, avem infrastructura pusă la punct, avem direcția de asistență socială care se ocupă de aceste categorii de persoane. Avem programe generate pentru categoriile sociale din Brașov, începând cu bebelușii, mămicile din Brașov care nasc la maternitate în Brașov, primesc la naștere tot ce este necesar pentru un bebeluș pentru o perioadă lungă de timp, adică un pachet mare de 2 metri cub, cu tot ce înseamnă uh, necesarul pentru copii la naștere. Avem după aceea, uh, pentru uh, partea educațională, elevii din clasa 0 și clasa 1, primesc din partea primăriei rechizite pentru un an de zile la începutul școlii, Ceilalți elevi din categoriile gimnaziale și liceale primesc burse sociale de merit sau de altă natură în timpul anului școlar, dar la finalul anului de învățământ, cei care sunt premiați, primesc la fel premii de excelență în bani pentru a-și asigura anumite necesități în domeniul educațional. Deci am asigurat pentru aceste categorii, în fiecare parte, ce este nevoie. Pentru pensionari, Asigurăm transportul public uh, pentru elevi, uh, am creat serie de autobuz școlare care să uh, se deplaseze într un mod ușor la școli în centrul istoric și invers. Pentru categoriile mai în vârstă la fel avem asigurate facilități pentru transportul public, adică am încercat să asigurăm pentru fiecare palier, pentru fiecare domeniu de activitate în Brașov, acele lucruri care sunt necesare pentru un oraș uh, sustenabil, un oraș uh, plăcut. Uh, pentru ce înseamnă partea de uh, salubrizare orașului, am început un proiect de amplasare pentru eco-insule în cartiere pentru colectare selectivă. Sunt domenii deci să aveți sunt, proiecte care s-au finalizat, practic, avem, gen școala finalizat și care în avem proiecte care, sunt în avem în proiecte care -a, Deci a fost, în etapa trecută a fost un proiect numit PIDU, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. E, acum avem alt, un alt parcurs uh, financiar cu accesare pe POR, programul operațional regional, numit SIDU, Strategie Indicată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Brașov și a Zonei Metropolitane, și care 80% din acest SIDU se referă la accesare de fonduri. Am semnat toate contractele în valoare de 130 de milioane de euro aproximativ pentru multe proiecte în diferite domenii. Infrastructură, asta înseamnă infrastructură rutieră, logistică, echipamente, adică autobuze, trolebuze electrice. electrice. Aveți vedere când referim la infrastructură rutieră, anumite zone din Brașov sau din zona limitrofă? Uh, zone din Brașov care își propun să uh, creăm o legătură pe transportul public, pentru că avem autobuze, dar dacă ne propunem să creăm benzi dedicate unde se zicule doar autobuzele, troleibuzele, taximetre și microbuze, să zicem, care să stimuleze uh, folosirea transportului public dintr-un cartier în altul, în acest fel, eficientizăm circulația, reducem poluarea, piste de bicicliști pentru cei care uh, utilizează acest mijloc de deplasare și, practic, 80% din uh, această strategie integrată se duce ca și finanțare, semnate contracte astăzi și avem astăzi contracte în derulare pentru acest tip de uh, necesitate pe raza Brașov, după care vine domeniul educațional. Avem aici investiții în ce înseamnă uh, structura educațională și de asemenea pe ce înseamnă uh, componenta de smart în oraș, unde avem uh, sisteme inteligente care sunt astăzi în implementare și își propun să uh, creeze o, o fluidizare a ceea ce înseamnă informația, serviciile uh, pentru cetățeni și siguranța populației în uh, municipiul Brașov prin montarea de sisteme de supraveghere care să asigure Domnul o siguranță cetățenilor. Domnule Veștea, la, Domnul Vește, la nivel lutețean, ce s-a întâmplat mai bine? Lucrurile care vor rămâne permanent după fiecare mandat în administrația publică sunt cele vizibile, fiindcă partea de funcționare și celelalte lucruri care stau în spatele demersurilor pentru a putea accesa fonduri, pentru a face proceduri de achiziție, sunt lucruri pe care cetățeanul nu le vede și niciodată nu o să consideră că sunt lucruri care neavând vizibilitate, sunt atât de importante. Înainte de a fi președintele Consiliului Județean, am fost timp de 12 ani de zile primarul orașului Râșnov și am valorificat în administrația publică o serie de proiecte. Aici, la nivelul Consiliului Județean, m-am bazat pe trei piloni, fiindcă responsabilitatea la nivel județean este cu totul alta, avem o cu totul altă fișă a postului și atunci mi-am dorit ca lucrurile care vor vorbi despre mine în infrastructură să fie drumurile județane, să fie sănătatea, infrastructura de sănătate și nu în ultimul rând de aeroportul. Apropo, mai aveți drumuri care nu sunt de reabilitate în momentul acesta. Da, deci eu am, noi avem uh, un număr foarte mare de kilometri, peste 600 de kilometri de drum județean. Am făcut în așa fel încât din resursa pe care am avut-o să încercăm să găsim soluții cât mai bune de finanțare. Până în anul 2016 județul Brașov nu a accesat nici măcar un leu din fonduri europene. De această dată suntem pe un loc fruntaj la nivelul regiunii 7 Centru. Avem peste 300 de milioane de lei în implementare. Practic, reabilităm 100 de kilometri de drum. Asta implică foarte multe poduri. Și Avem patru drumuri importante care sunt uh, astăzi, o parte dintre ele sunt realizate din fonduri europene, o parte sunt în implementare și aici mă refer la proiectul drumului care face legătura între Vlădeni uh, în Satul Nou, Hălchiu și iese până în DN13. Este un proiect care este realizat astăzi și este un proiect extrem de important, fiindcă în felul acesta nu mai este nevoie să ajungi până în Brașov pentru a merge pe DN13, ci este o variantă scurtă și alternativă, iar drumul este complet reabilitat. Un alt drum care este într-o proporție de aproape 80% realizat este drumul care face legătura între Bunești, Viscri și Dacia. Este un drum care valorifică foarte bine patrimoniul cultural care este în zona Rupea, în localitatea Viscri. Un alt proiect care îl avem în implementare și vorbim aici de 50 de km de drum, este drumul pe Sumunte, o alternativă la DN1, este drumul care trece prin toate satele din țara Făgărașului și este un proiect foarte am amplu, trecut o, trecut o, trecut trecut. o zonă pitorească și o zonă extrem de importantă, o zonă pe care o valorificăm din punct de vedere turistic, fiindcă de asta vă spuneam că investițiile trebuie să se desfășoare în toate zonele județului. Acolo avem, am dat de începere încă de anul trecut, avem, -au, lucrat, au început lucrările la poduri, s-au făcut cu deja poduri noi, poduri, podețe peste tot ceea ce înseamnă râuri din, din țara făgărașului, iar în perioada următoare urmează să se toarne covor asfaltic. Un alt proiect care este extrem de important face legătura între ruși, Apața, Ormeniș, și Augustin și merge către Baraolt. Este un proiect care l-am făcut împreună cu Consiliul Județean Covazna. Este un proiect de aproape 130 de milioane de lei. Reabilităm și podul de la Augustin care trece atât peste Olt cât și peste Calea Ferată. Este un pod care nu a mai fost reabilitat de foarte multă vreme și în felul acesta creăm o variantă alternativă și o legătură foarte bună cu vecinii noștri din, din Covazna. Avem și proiecte care le derunăm pe Programul Național de Dezvoltare Locală și vă pot spune tot așa ca o situație care uh, trebuie spusă de 50 de ani nu s-a mai construit un pod peste Olt. Oltul este cel mai mare râu care traversează județul Brașov. Uh, poate, fi, uh, poate crea foarte multe bariere în momentul în care, Doamne ferește, se întâmplă să nu ai accesibilitate și să nu poți dintr-o parte într-alta a Oltului. Lucrul acesta s-a întâmplat în urmă cu 2 ani de zile când podul de la Comăna peste a fost, luat, a fost luat de către APE. Încă din anul 2017, de când am avut șansa de a primul buget ca și președinte de consiliu județean, parcă avut o, am avut o presimțire și am pregătit încă de atunci documentația tehnică. Iar la vremea la care a fost săcreta această intemperie, a trebuit cetățenii din Comana erau nevoiți să ocolească și 32 de kilometri pentru a ajunge la școală într-o situație de urgență, Doamne, ferește, fie că e vorba de incendiu și sau e vorba de. măcar un pod să-l să faceți. Peste Podul este, este finalizat, urmează să-l inaugurăm în zilele acestea. Este un pod trainic, un pod al zilelor noastre, poate unul dintre cele mai frumoase poduri care le avem, un pod în valoare de aproape 24 de milioane de lei. În afară de acest pod, este un alt pod pe care îl fac pe Programul Național de Dezvoltare Locală peste Olt, la Hălmeag, care face legătura între Șercaia și Hălmeag. În trecut era un pod care era din lemn, care a fost construit provizoriu acum 100 de ani. Provizoratul n-a durat decât 100 de ani și acum putem spune că avem un pod din beton, un pod trainic, era reparat de geniști, era făcut din lemn. Chiar este, cred că ar fi trebuit să rămână acolo, numai că așa a fost prevăzut în proiect că ar trebui demolat tocmai pentru a nu pune în pericol viața oamenilor, dar cred că ar fi trebuit să rămână ca și piesă de muzeu pentru a vedea pe ce se circula înainte și pe ce se circulă acum sunt și alte proiecte care le avem pe programul național de dezvoltare locală fiindcă am aplicat pe această oportunitate și am aplicat inclusiv la Compania Națională de Investiții. Avem astăzi un proiect pe care județul Brașov l-a depus împreună cu județul Prahova și până vom ajunge să avem autostradă, vom face o variantă alternativă care face legătura între Braș între săcele, Valea Doftanei și Câmpina, un proiect care în prezent este în faza de elaborare a documentației, este predat companiei, a fost semnat proiectul chiar aici la Brașov în prezența mai mult oficialități guvernamentale și am toată convingerea că în 2 ani de zile, până în momentul în care vom avea autostradă, vom avea cel puțin o variantă alternativă pentru a ajunge la Brașov sau pentru a pleca de la Brașov către București. Pe partea de infrastructură de sănătate, Clar, încă din anul 2010, de când am preluat aceste unități medicale, multe dintre ele sunt într-o situație în care fie sunt în chirie, fie au o situație juridică incertă, iar lucrurile pe care le poți face într-un timp relativ scurt nu-ți permis să faci lucruri foarte mari, dar eu consider că am reușit să facem aceste lucruri și vă pot da exemple. Spre exemplu. O să vă întreb pentru da. că consider că dacă o să facem o întâlnire de bilanță, o să terminăm emisiunea din, din această, da. Da. În această ocazie și aș vrea să mergem mai departe. V-aș întreba, domnilor. Contracandidații dumneavoastră vin și spun că Brașovul a progresat, nu neagă nimeni lucrul acesta Ați menționat puțin mai devreme multe lucruri care s-au întâmplat în educație, infrastructură, drumuri județene și alte proiecte Proiecte majore pentru Brașov și pentru județul Brașov Dar că Brașovul nu și-a atins potențialul maxim N-a ajuns acolo unde ar trebui să fie el în comparație cu alte metropole Cum le răspundeți acestor contracandidați? O să tot timpul este loc de mai bine și tot timpul lucru trebuie să le gândești într-un mod etapizat, că dacă te apuci dintr-o dată de absolut toate lucrurile, nu o să reușești să faci nimic și nici nu este posibil acest lucru. Noi, ca să, v-am spus mai înainte, eu a trebuit ca să mă concentrez două mandate de primar, să aduc orașul la suprafață din starea în care l-am preluat. Mi-a trebuit ceva timp să fac acest lucru și nu s-a făcut așa simplu și ușor și peste noapte și fără resurse financiare. Dați-vă seama că prima dată am ales eu primar, traficul greu care acum uitați trece prin jurul Brașovului, trecea prin oraș și era groaznic să suporte acest lucru și mi-a trebuit foarte mult timp să generez un proiect, să găsesc soluții de finanțare, să expropiem mii de zeci de mii de metri pătrați, hectare întregi și să facem o infrastructură numită Centura Ocolitoare a Municipului Brașov de 20 de kilometri în regim de autostradă, care practic a scos traficul greu din oraș 100%. Asta nu se face peste noapte un asemenea proiect. Și asta are componentă de infrastructură, de mediu, de poluare. Am, a trebuit să strămutăm toți factorii poluatori, agenții economici din Brașov, în zona periferică. Și asta a fost o a doua etapă și n-a fost atât de simplu. Și neagă, ceea ce s-a întâmplat în Brașov care e posibil să spună, domnule, poate nu mai este motivație după atâția ani de administrație publică locală. Nu mai e motivație. Haideți să mai vă mai dau un local. exemplu. Avem aici un. o să vă înmânez acest. Să acest lucru este proiectul unui spital regional care va fi în vecinătate, în marginea orașului. Este un proiect de 4-500 de milioane de euro ca și valoare investițională și, din acest punct de vedere, ne gândim discutam cu, vedeți, abordați tema de sănătate. Trebuie să gestionezi problema acum, în, modul, în, momentul de față, ca și component de sănătate, dar trebuie să gândești în perspectivă un proiect de asemenea învergură, în așa fel încât să uh, pregătești perioada următoare. Nu deci se pare este. Să este. De deci, unul este unul dintre cele mai importante proiecte, nu pentru Brașov, nu mai discutăm, mai și pentru județul Covasna și județul Arghita. Premierul a fost aici cu Ministrul Sănătății, cu Alți ministri care suntem astăzi, de exemplu, este o întâlnire la Ministrul Fondurilor Europene cu consultanții de la Banca Europeană pentru acest proiect, pentru a identifica soluția de finanțare. Noi suntem acum în lucru cu acest proiect, deci nu stăm, nu povestim doar să ne aflăm în treabă. Al doilea proiect, dacă este la fel o să vă înmânez un material, care se referă la un proiect de anvergură de regenerare urbană, reconversie urbană cu fonduri europene accesate pentru fosta platformă RUMENTU, unde ne gândim să menținem ceva care să lege, să facă legătura cu istoria, cu ce a fost acolo odată, dar să generăm pe o suprafață de 32 de hectare, să transformăm această locație într-un într parc mare pentru tot orașul. Deci, din ceea ce ne și reiese faptul că dumneavoastră vedeți în perspectivă multe, bun, multe lucruri bune întâmplându-se aici la Brașov noi care, unde s-au depozitat vreme de 50 de ani de zile, care astăzi sunt inerte, să fie la fel transformate într-o zonă verde de încă 20 de hectare. Asta nu se fac peste noapte și sunt chestiuni de perspectivă. Dar în spațiu public mediatic se prezintă, prezintă ca, ca și, care... și cum anumite lucruri se întâmplă peste noapte sau se pot întâmpla peste noapte. Promisiunile nu de la sunt așa ceva și, multe și, într -o și noi realitate suntem ancorați într-o realitate pe care, cum să spune, o simțim și o trăim și niciodată nu ține doar de tine ca persoană. Trebuie să ai specialiști, trebuie să ai o echipă, trebuie să te raportezi la proceduri, la etape care trebuie să parcurs, să identifici soluții uh, juridice, patrimoniale, soluții de finanțare, pentru că lucrurile astea nu sunt undeva să te aștepte să vină cineva de la uh, primărie să zică vrem asta. Nu, trebuie să te preocupi foarte mult. Avem un proiect în Brașov de 82 de milioane de euro care este pe infrastructură sportivă și de evenimente, o sală polivalentă cât un stadion. Dați-vă seama că asta va genera plus valoare și din punct de vedere urbanistic, și economic, dar și ca eveniment. A, să construiești aeroport, păi, dacă o să fie acest mijloc de o, o infrastructură aeriană, dați-vă seama că vom putea să plusăm, adică vine deci, cineva. Să exact, să exact. Părerețe, nu, nu sunt, e, sunt, sunt, dar se sunt niște sunt realități pe care noi le, le avem în, într-un parcurs. Spitalul se întâmplă, sala polivalentă se întâmplă. Proiectul de regenerare urbană de la Rumentu se întâmplă în Poiana Brașov. Asta o să aprobăm un plan integrat tocmai după discuțiile cu ministerul Fondurilor Europene, să accesăm bani care sunt la dispoziția noastră pentru ce înseamnă zona asta de uh, munte, de uh, activități, pentru că vin vizitatori în Brașov, trebuie să le oferim ceva, să legăm Poiana Brașov cu infrastructură deschis și pârții și transport pe cablu, trasee mountain bike de biciclete, uh, sanie de vară cu deci. Noi gândim, lucrurile astea sunt realități care se întâmplă, nu sunt povești. Răspundeți contra candidaților prin proiectele pe care uh, veți căuta să le demarați în perioada următoare sau chiar sunt în, în da, Candidați care vorbesc foarte multe lucruri teoretice și care sunt uh, rupte din de realitate. Uh, vin și spun să cumpărăm uh, de la Țiriac uh, hectare în trei de tren, să-i dăm 10 de milioane sau 100 de milioane de euro pentru a face așa ceva ce vă spuneam înainte, unde noi avem 30 de hectare care sunt la dispoziția noastră, proprietatea Am început Brașov și accesăm și bani care sunt la dispoziția noastră. Ar fi culmea să facem invers, pentru că înseamnă că n-am avea o logică și o coerență din punctul ăsta de vedere. Ne-am gândit să generăm infrastructură acolo unde lucrurile s-au dezvoltat foarte mult în oraș, în zona Tractorul și în Bartolomeu, unde a fost depou de tramvaie, care astăzi nu mai este utilizat și pe 13.000 de metri pătrați să construim creșă și grădință pentru cartier și un parc pentru, întregă, pentru întreaga zonă. În Bartolomeu, în la fel, avem un asemenea amplasament lângă Școala 14, tot pentru creșă și grădință și pentru o extindere cu Școala 14, să asigurăm infrastructura locuitorilor din aceste cartiere care s-au dezvoltat foarte mult și, în acest fel, le oferim noi infrastructura, trebuie să se deplaseze dimineața dintr o loc în altul. Domnule Veștea, vă rog. Deci, în primul și în primul rând, mă bucură că suntem în anul 2020, când niciunul dintre contracandidații noștri nu mai vorbește despre aeroport. Deja este un obiectiv care văd că deja prinde conturi, este un obiectiv care are un grafic de execuție, este susținut și de către Guvernul României pentru uh, prima dată să spun uh, într-un mod real, fiindcă am primit 75 de milioane de lei de la Guvernul României, iar astăzi imaginile care sunt de la aeroport primesc foarte multe aprecieri, chiar zilele trecute am fost și am survolat din aer uh, întregul, uh, întreaga zonă. Deci, Asta este un prim argument referitor la așteptările contra candidaților noștri, care, clar, în perioada de campanie electorală, fiecare dintre ei se activează, fiecare dintre ei consideră că brașovul nu și-a atins potențialul. Da, eu cred că brașovul are un potențial, dar astăzi noi, prin ceea ce facem, demonstrăm că suntem pe drumul cel bun și că putem să valorificăm toate oportunitățile pe care le avem. Adică lucruri care nu se întâmplau înainte de a fi cum e cazul meu președinte, astăzi le-am putut valorifica. Am accesat fonduri europene, m-am îndreptat către toți finanțatorii și toate oportunitățile de finanțare care sunt la nivel guvernamental, fie că vorbim de Compania Națională de Investiții, fie că vorbim de programele naționale de dezvoltare pe care am aplicat. De asemenea, sunt și bani care au venit prin intermediul băncii mondiale, prin intermediul guvernului și sunt investiții care astăzi s-au realizat sau sunt pe cale să se realizeze în Brașov. Lucrurile acestea nu le poate face altcineva decât cineva care înțelege întreg procesul administrativ administrativ, fiindcă în administrația publică, am spus o și cu alte ocazii, nu există un manual sau nu există o școală unde poți să înveți. Acolo intervine individul. Iar dacă individul înțelege fenomenul și are șansa, are posibilitatea de a găsi soluții pentru implementarea mai multor proiecte, restul sunt efectiv niște dezbateri. Cei care nu știu ce înseamnă să întocmești un caiet de sarcin, ce înseamnă să te apuci să faci o procedură de achiziție și cât, cât timp îți ia, efectiv, ce A înseamnă până să până dai. Aeroport, deci dacă stăm să ne raportăm doar la terminal, deci procedura de achiziție doar la terminal, în momentul în care ai sursa de finanțare asigurată și în momentul în care ai un studiu de fezabilitate deja pregătit, mă refer la un studiu de fezabilitate, doar ca să întocmești proiectul tehnic și să treci la execuție, ți minim 2 ani, adică să ajungi la, la finalizarea proiectului, ajungi la 2 ani jumate spre 3 ani de zile. Timp de un an de zile, pregătirea documentației, fiindcă în interiorul un aeroportului... An un, an, un an de zile, un an de zile, trebuie să te apuci să faci. Prima dată am avut o soluție de arhitectură, fiindcă nu poți să ai orice fel, de, ai doar un studiu de fezabilitate. Ulterior trebuie să discuți fluxurile în interiorul terminalului și trebuie să le discuți cu toate instituțiile care vor activa în interiorul terminalului și cu Serviciul Român de Informații pentru Securitate și cu cei de la Poliția de frontieră și cu cei de la VAMĂ, și cu ce, celelalte instituții care, clar, fiecare dintre ele la rigori, la nivel european, vedem, sau mondial, vedem cu toții că au apărut legislație nouă. Noi trebuie să ne adaptăm la toate solicitări și la toate cerințele, fiindcă nu, nu uh, modificăm un aeroport existent. Noi construim un aeroport de la zero și atunci trebuie să fie un aeroport care este adaptat zilelor noastre Aici și răspunde vă, solicitărilor. Credeți uh, că este primul aeroport construit după Revoluție. Da, este de la primul aeroport de la după anul 1974, care este, o, construit, care este construit de la zero, iar ceea ce vreau să, să înțeleagă fiecare dintre cei care astăzi Cred că ai o baghetă magică și te apuci peste noapte să faci diverse lucruri. Urmează procedura de achiziție. Astăzi, tocmai pentru a exista siguranță și transparență și pentru a nu fi părtinitor cu cineva, trebuie să urmezi niște pași birocratici care sunt obligatorii și nu ai alternativă pentru a implementa un proiect decât a urma acești pași. Urmează să pui un proiect pe SEAP îl respinge, este, urm, sunt și două luni de zile în care tu pierzi timpul doar pentru diverse uh, metodologii care sunt obligatorii, fiindcă nu-ți validează proiectul, fiindcă consideră că ai pus uh, cine știe ce restricție în caietul de sarcini. După ce ai început să... Uh, și l-ai postat, vin cei care au interesul de a construi sau de a proiecta în zona respectivă și-și cer clarificări. Toată această perioadă poate ajunge de asemenea undeva la două luni, două luni jumate, în care oamenii te întreabă, bun, dar ce ai vrut acolo? Mai cer termene? Domne, timpul este foarte scurt, scurt, nu ne încadrăm, vă depunem contestație, încă din etapa procedurală. După care se depun ofertele. E rândul tău să-ți chem specialiștii pe domeniul respectiv și să ceară lămurieri pe ce au ofertat. Toate ofertele sunt criptate. De cele mai multe ori intri sub supravegherea Autorității Naționale de Achiziții Publice, în așa fel încât trebuie să trimită oameni să participe la aceste proceduri după care desemnez câștigătorul. Este o perioadă de contestații. Se întâmplă să fie contestație. Trimis toate documentele la, la, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, după care mergi în instanță. Sunt niște proceduri pe care nu le vede nimeni. Cetățeanul și fiecare dintre contracani zic, băi, dar de ce nu se întâmplă mai repede? Asta înseamnă administrație publică și asta înseamnă astăzi să implementezi un proiect. Dacă ai și neșansa, să ai un constructor, fiindcă tu nu ai dreptul să le elimini pe unul din competiție, fiindcă ai tu impresia, ți se pare că nu, este, nu are competența necesară sau nu poate să ducă proiectul la bun sfârșit. Te trezești că constructorul respectiv își ia toate, știu, lucrurile care le aduce în organizarea de șantier și îți pleacă și te lasă baltă. Trebuie să te apuci să reevaluezi din nou, trebuie să te apuci să refaci toate lucrurile astea. Nu este ca o persoană fizică, unde tu te duci, cunoști antreprenorul, mă duc direct la el, îi spun să-mi facă proiectul, că rog eu frumos să se să grăbească, să-mi-l facă în termenul în care vreau eu, că de îi dau mai mulți bani. Un, un cetățean, un brașovian sau un turist da. care vine dinspre da. București, spre brașov, da. nu prea se gândește la toate procedurile acestea de achiziții și tot ce implică procesul până se construiește un aeroport, și vreau să se să spun atât. Domnule, când pot să aterizez la Brașov? Nu vreau să ceea ce, merg la București ceea în altă cred parte, vreau că astăzi, să merg la Brașov. Deși, deși despre acest proiect se vorbește de 15 ani de zile, Putem spune că acest proiect este în linie dreaptă și este finalizat într-un într progres foarte mare. Deci, noi la finele acestui Procentual an. Deci, la finele final. acestui an, conform graficului de execuție pe care noi îl avem, deci, eu cred că astăzi suntem undeva într-un progres de aproape 70%. 70%. Deci, până, până, de până la finele acestui an, cu toate echipamentele care sunt comandate, urmează să se monteze în interiorul aeroportului, fie că vorbim de echipamente de securitate unde există un producător unic la nivel mondial, fie că. Vorbim Vorbim de celelalte echipamente, de transfer bagaje și alte uh, lucruri care sunt necesare pentru buna funcționare, sunt comandate și urmează să fie uh, montate, iar din punct de vedere valoric, de la o săptămână la alta poate să crească acest procent despre care vorbim. De asta vă spun că este uh, procentul de 90% realizat în infrastructură, este un procent real, fiindcă noi astăzi avem contracte de 250 de milioane în implementare, iar până la finele acestui an. Dacă constructorii își respectă graficul de execuție pe care și, uh, și l-au asumat, astăzi putem spune că implementăm aproximativ 220 de milioane din cei 230, rămânând foarte puțin în uh, ultima, în prima perioadă a anului viitor. De deci, asta eu tot... sunt optimist și cred că anul viitor, dacă toate instituțiile statului, și aici vorbim de... Romața, care trebuie să-și formeze controlul de trafic, de uh, serviciul român de informații care va trebui să-și detașeze personal și de, să-l să prindă în organigramă, cei de la Poliția de Frontieră, cei de la Vamă, toate aceste instituții se vor coaliza și vor da personalul necesar anul viitor putem să scriem istorie și să spunem că zburăm deci și aterizăm pe aeroportul de... Deci Deja uh... sunt și foarte multe agenții care, care au... au să, care să au... <laughs> Pentru da. acest. Noi trebuie să venim să facem... <laughs> ca municipiul legătura de traseu de transport de deplasare de la aeroport în Brașov și invers, cu infrastructură rutieră, cu logistică și echipamente de transport public. Deci cumva suntem legați și împreună. împreună de asta este important ca și pe alte proiecte, pentru că Spitalul Regional nu este un spital al municipiului Brașov, este un spital regional și aici Consiliul Rețean va intra în parcursul de etapă când o să ajungem în etapa respectivă. Cum municipiul va intra în parcursul respectiv, dacă va fi cazul aeroport și suntem, am discutat și am anticipat aceste lucru împreună cu președintele Consiliului Țean. Deci suntem cumva legați, să spun de acest punct de vedere, pe ce înseamnă proiectele de perspectivă ale orașului. De curând și am propus ca în, în Brașov să structurăm 13 centre medicale de permanență, fostele centrale termice de cartier care nu mai sunt funcționale astăzi, vor fi transformate în centre medicale de permanență. Vedeți această necesitate pe component de sănătate ne preocupă foarte mult și să facem în așa fel încât la nivelul cartierului să asigurăm infrastructura necesară pentru medicii de familie, pentru anumite funcțiuni medicale, în așa fel încât să degrevăm ce este astăzi la unitate de primiri urgență, în așa fel încât să mergem acolo în zonă, în cartier cu aceste necesități și le facem. Aceste lucruri sunt în fiecare etapă, nu sunt de azi pe mâine, sunt proiecte, sunt detalii, sunt amănunte, sunt chestiuni care se conturează de și se lucrează, de se de întâmplă. Din punctul ăsta de vedere, dați-vă seama că și mie mi-ar plăcea să am o baghetă magică și să zicem, gata și s-a rezolvat. Este imposibil. De asta, vedeți, toți contracandidații sunt la primărie 13, la Constituțean sunt 9. Suntem într-un dezechilibru major. Suntem 1 cu 8 și unul cu 12, că toți ceilalți nu au problemă. Au problemă Aveți cu mine. Și asta consumă. Și și timp. Și, și noi trebuie să ne, să ne ocupăm și de ce înseamnă administrație, de exemplu, astăzi noi suntem într-un parcurs de zi cu zi. În viața de zi cu zi, suntem implicați, suntem, avem școle, trebuie să pregătim școlile, distribuim ce înseamnă necesarul pentru materiale de, pentru dezinfectanți, pentru b, materiale de protecție la școli, la grădinițe, au trebuit pregătite școlile. E un lucru care ne preocupă foarte mult în perioada asta pentru că aici trebuie să avem grijă cu părinții, cu directorii, cu profesorii, cu inspectoratul școlar județean, direcția de sănătate publică. De asta și în echipa pe care am propus-o eu la Consiliul local, de exemplu, pe lista de consilieri local, locali, am, 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 și... am ales Sigur, uh, am ales și am propus persoane care nu sunt neapărat în cartier, sunt politic în uh, zona politică liberală, dar au activitate preponderent într-un domeniu de activitate anume în comunitate. Pe primul loc este medicul șef uh, al Unității de primiri Urgențe, medic uh, Cristina Vecerdi. Discutăm de spital, discutăm de centre medicale de permanență, discutăm de o problemă de sănătate medicală. În perioada asta avem nevoie de un specialist Ați care să gestioneze oameni exact. profesioniști și dumneavoastră impactul acestei pandemii, sigur, va genera efecte în zona economică. Și atunci am ales, am adus un om care a structurat și cu care am făcut școala profesională Cronstadt, Werner Braun, care, de la nume, vedeți că el este din zona săsească, el, el, era cunoscut la formul german, dar a venit în zona liberală tocmai pentru a pregăti soluții sau variante la ce se va întâmpla din punct impactului economic. Am construit, cu el, am, am construit cu el, din punct de vedere economic, cu companiile din jurul Brașovului. Suntem într-o relație foarte bună și trebuie să prevenim, să gândim preventiv aceste lucruri ca soluții. Am adus un om din zona de cultură, Alexandru Stănescu, este un istoric, este un om de uh, cultură care știe, care cunoaște, care poate să contribuie ce înseamnă la uh, perspectiva culturală a Municipiului Brașov. Avem un proiect, Parcul Cultural după Zidru, unde ne propunem ca zona respectivă să o transformăm și să punem în valoare ce înseamnă infrastructura medievală a orașului care să genereze activități cu un anumit specific. Am adus, am adus, un, om, am adus, am adus, un om din zona juridică, că avem nevoie să fim în regulă din punct de vedere procedural și este avocat Valeriu Vătafu. M am dat patru nume care activează în municipiul Rașov în domenii de activitate dar politic sunt încadrați în această echipă. Din punctul ăsta de vedere avem și alți colegi, alți oameni care sunt în Consiliul Local astăzi și au un parcurs până acum bun, au căpătat experiență. Am gândit criteriul consilierului de Cartier. Fiecare consilier din echipa mea are arondat un cartier de care va răspunde, va trebui să intre în contact cu oamenii, oamenii trebuie să regăsească în el, să-l solicite, să le la întrebări, să-i spună, problemele să aducă problemele și soluțiile care sunt de, de, de gestionat în cartier, pentru că orașul este un organism viu. În fiecare zi se întâmplă ceva, trebuie să ne adaptăm unor situații la care poate nu ne-am fi așteptat sau care sunt într-o perspectivă de, de gestionat. Sincer, mă bucur o asemenea abordare pentru care. că am observat, în general, în țara noastră, fără să fiu răutăcios, se lucrează mai greu în echipă. Oamenii încearcă să, să arate, arate ce, ce pot ei. E dar reușesc foarte greu sau nu vor să, să reușească să coalizeze forțe, resurse în jurul lor ca să facă ceva împreună. Mi se pare un aspect foarte important pentru contextul discuției noastre. Munca în echipă în țara noastră să devină, dacă vreți, o filozofie de viață. Este o propunere pe care noi doi o înaintăm municipiului și județului Brașov de a coagula această echipă care a demonstrat că știe, că a, fă, că a făcut ca echipă, și are o perspectivă din punct de vedere a ce înseamnă proiectele integrate la nivelul Municipiului Județului Brașov. Cele două entități nu pot una fără alta și noi trebuie să conștientizăm acest lucru și contează foarte mult să ai uh, o viziune uh, cumva comună, pentru că dacă ar fi un lucru diferit, separat la Municipiu și la Județ de acolo apar interpretări, apar discuții, apar fiecare, poate, viziuni diferite. Ori noi trebuie să ne asumăm aceste viziuni. Și asta ar fi un plus valoare pentru fi Brașoveni, fi pentru asta, Brașov, că asta este, împreună în Asta parcă. e propunerea politică pe care o facem noi brașovenilor, pe care le -o sugerăm, pe care le-o prezentăm, pe care ne-o asumăm. trebuie să uh, îi asigurăm că avem uh, această uh, viziune comună. Domnule Veștea? Au trecut patru ani de zile în care noi am fost unul președinte la județ și celălalt primar. Au trecut 16 ani de zile de când noi am activat în administrația publică, iar ceea ce cred că este foarte important și trebuie știu de către cei care ne urmăresc este faptul că Partidul Național Liberal este partidul administrației publice la nivelul județului Brașov, fiindcă la scrutinul din 2016 Partidul Național Liberal a obținut 35, 36 de administrații publice locale, 36 de administrații dintr-un total de 58 de uh, administrații publice sunt trei care sunt ale Uniunii Democrată a din România, sunt două care sunt uh, candidați independenți și doar uh, doar 17 reprezintă, reprezintă Partidul Social Democrat. Deci, practic, este mai, avem mai mult decât dublu față de uh, principalul nostru rival, să-l numesc așa, deși nu este rival, fiindcă este la distanță foarte mare, dar noi suntem cei care facem administrație publică în foarte multe comunități din județul Brașov și am făcut în așa fel încât, fiindcă dacă vorbim de echipă și pe lista de Consiliu județean să regăsesc oameni cu experiență. Dacă vorbim de domeniul sanitar, doctorul Marius Necoloiu este unul dintre medicii respectați pe parte de urologie, este un senator în Senatul României, a activat în Comisia de Sănătate, a fost directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență. Avem persoane care au fost primari și știu despre ce este vorba în administrația publică. Vorbim aici atât de uh, Tudor Șerban, care a fost primar la, la Preșmer, de Liviu Cocoș, primarul Predealului, de uh, primarul de la Vulcan, uh, călbureanul Gheorghe. Am făcut în așa experiența. fel încât uh, tot județul și este foarte important să avem reprezentare și pe zona Rupea, să avem reprezentare și pe țara Făgărașului, fiindcă toate acestea trebuie să funcționeze ca un concept integrat. Toate aceste administrații publice trebuie să se regăsească și de asta este foarte bine să ai persoane din toate colțurile județului în așa fel încât, până la urmă, lista să fie cât mai complexă, cât mai serioasă, oamenii din Rupea, spre exemplu, să-și identifice persoana pe care, pe care o, la care se raportează același lucru să se întâmple și în țara Făgărașului și în țara Bârsei. Iar lucrurile acestea vor duce la progres, fiindcă o echipă unitară președinte de Consiliul Județean, primar municii pe de județ și celelalte 35 de administrații care astăzi le avem ca și, ca și câștigate, ca și primării, vor duce la o dezvoltare unitară. Mai mult decât atât avem șansa de a avea colegi care candidează la funcția de primar, care astăzi aproape au rămas fără competitor, fiindcă fie au greșit să-și facă documente, nu și-au pregătit cum trebuie documentele pentru a putea candida, fie li s-a întâmplat la alții să aibă probleme de incompatibilitate și probleme care nu le-au permis din punct de vedere legislativ să participe la aceste competiții, Deja au rămas fără uh, contra și la Gimba și la Bran, unde deja este previzibil că două primării ale PSD-ului le va câștiga, le va câștiga PNL-ul cu siguranță. Deci, practic, Tind să cred că în acest mandat, Partidul Național Liberal și noi, ca și candidați, ca și persoane care reprezentăm partidul, vom avea uh, o șansă în plus, adică vom avea un număr mai mare de primării pe care să le gestionăm și să facem administrație publică în interesul cetățeanului. Deci mizați pe, pe o echipă puternică cu rezultate. Mizăm pe o echipă puternică, oameni cu experiență, oameni care vin din administrația publică, fiindcă încercăm permanent să ne selectăm, uh, să selectăm colegii și să identificăm cele mai bune soluții. Nu mergem pe orgolii, nu mergem pe... Lucruri părtinitoare, de afinități, de prietenie. Am făcut evaluări, și astăzi avem persoane care abordează cu foarte multă seriozitate această campanie electorală, și cred că vor apărea foarte multe surprize plăcute pentru noi. De regulă, o echipă bună creează în jur o comunitate frumoasă, o comunitate vie. Ce se va întâmpla cu Brașovul din perspectiva aceasta, domnule Caru? Mai ales că acest concept de comunitate s-a transferat foarte mult în contextul pandemiei, în zona online. Oamenii comunică mult mai ușor, caută să se adune, caută să-și să propună anumite lucruri împreună. În ce fel echipa dumneavoastră, desigur, va căuta să, să întărească ideea de comunitate brașoviană, atât în oraș cât și în județ? Încercăm să adunăm lucrurile așa, în comunitate, în jurul unor proiecte la care ne referim și în felul acesta răspundem necesităților comunității prin însăși proiectele pe care noi le generăm care să răstrâncă asupra comunității. Fie că vorbim de proiecte în zona de infrastructură și dezvoltare economică și urbanistică care generează până la urmă un impact social, pentru că o asemenea dezvoltare generează locuri de muncă, firmele pot să-și livreze materii și materiale sau materie primă, o infrastructură, după aceea, trebuie să fie utilizată de cineva ca și familie, care să-și să rezolve în viață din mod social. Și, în acest fel, practic, noi răspundem aceste necesități privind existența, privind viața comunității și, după aceea, domenii de activitate la care ne raportăm noi, care, la fel, sunt importante într-o comunitate, repetăm, cum ar fi educația și toți avem nevoie în infrastructura de educație, începând de la creșă, grădință și școală de această infrastructură, pentru că ne ducem copiii la școală și trebuie să știm că acolo copiii sunt în siguranță și comunitatea uh, are această infrastructură și administrația locală este responsabilă din acest punct de vedere, fie că vorbim din uh, zona de proiecte în zona medicală și va de spitalul regional și de centri medicale de permanență, care sunt pentru comunitate și oamenii, indiferent de poziția socială pe care o ai în comunitate, nu te ocolește boala și avem nevoie. Fără doar și poate de asemenea infrastructură și suntem obligați în contextul acesta al pandemiei. Noi trebuie să conștientizăm că trebuie să facem așa ceva, este obligatoriu și este peste poate că trebuie să înțelegem acest lucru. După aceea, dacă discutăm din punct de vedere ce înseamnă proiecte pentru viața comunității, de ce înseamnă viața de zi cu zi, începând de la asigurarea infrastructurii care este necesară pentru oraș, începând de la transport, continuând cu iluminat, continuând cu salubrizare, continuând cu ce înseamnă activitatea de agrement, parcuri, zone de agrement sau viața de zi cu zi în comunitate, pe componenta de mediu, în așa fel încât noi să avem un oraș cât mai curat și cât mai atractiv în acest punct de vedere și avem proiecte în acest fel, pentru că, poate nu știți, Brașov are 20.000 de hectare proprietate fond forestier, că tot ceea ce vedeți în jur este proprietatea municipiului Brașov, până în Postăvarul Cristianu Mare, Munții Cailor, înspre Babarunca, încolo spre Săcele, Munții Ciuca și sunt proprietatea municipiului Brașov. Avem o regie de păduri care generează activitatea asta și are proiecte în ce înseamnă proiecte de biodiversitate, proiecte de mediu. V-am spus că am transformat 1000 de hectare în, zonă, în pădure parc, unde lăsăm așa cum este virgină, în așa fel încât să nu se întâmple nimic și să fie totul natural. Vrem să construim la Brașov o grădină botanică un parc dendrologic care să fie un punct de atracție pentru brașoveni și nu numai. Avem o grădină zoologică unde, de exemplu, acum la ora asta când vorbim, se produce o investiție mare de câteva milioane de roni pentru a avea la Brașov pinguini, ca să le asigurăm habitatul natural. Dați-vă seama, deci sunt investiții care sunt, până la urmă, pentru comunitate. Atât domnule, domnule, proiectele județului toate și ale municipiului sunt... sunt, într o, într -o... Sunt, sunt deosebite și cu siguranță cu impact major în, pentru fiecare brașovean și pentru cei care vin în calitate de turiști aici la, la brașov. Însă, mi-amintesc că un prieten de al meu mi-a spus, domnule primarul de la noi, nu acordă nicio audiență. Nimeni nu poate să ajungă la el. Nu poate să stea de. Nu la dumneavoastră. Ah. Nu, nu aici în brașov, nu, în, în altă zonă din țară. Și întrebarea mea ar fi următoarea. În ce măsură noastră, ca persoană, ca echipă, veți căuta să vă apropiați mai mult de cetățeni, de oamenii care sunt brașoveni sau care vin aici? Dumneavoastră și celor care ne privesc. Vă rog. În prima etapă a mea de primar am făcut audiențe așa programat. Aveam o zi sau ce știu, o anumită perioadă de audiențe. Viața mea a demonstrat că trebuie să iau un calcul că ar trebui să fac audiențe în fiecare zi. Și atunci am spus așa, dacă eu sunt la birou sau sunt în instituția primăriei, Oricine vine la poartă, la intrare sau la registratură și are o asemenea necesitate și dacă eu sunt acolo, nu ezit să discut sau să cobor eu sau să fac eu asemenea lucruri, nicio problemă. Sau dacă sunt pe stradă sau dimineața la birou sau când plec, eu vorbesc tot timpul cu oameni, indiferent de poziția sau de zona în care mă aflu, practic este o audiență perpetuă pe care o am în fiecare zi sau în fiecare perioadă, mă duc la biserică, de exemplu, duminica. Ieri am fost la biserică și după slujbă am stat efectiv două ore, două ore de vorbă cu oameni care nu vorbeau de lucruri absurde, vorbeau de niște probleme și ni niște necesități pe care le aveau ei. Mi-au spus, mi-au dat și materiale în scrisuri care le-au depus la primărie, la legislatură. Adică n-am existat să fac lucrul ăsta. Sau alții m-au întrebat de ceea ce mă întrebați dumneavoastră acum. De exemplu, m-au întrebat cum stați, cu aeroportul, cum stați cu spitalul, se face, nu se face, dați-ne detalii și noi trebuie să facem lucruri. Exact. Comunicare reală, transparentă, vor să exact. Ei, ce acest lucru înseamnă că suntem într-un parcurs, într-o echipă. Pentru comunitate facem aceste lucruri și. Acest lucru se întâmplă în viața de zi cu zi. Ceea ce aș ce să vă spun este că telefonul meu nu a pierdut niciodată vreun apel sau dacă l-a pierdut, imediat a sunat înapoi. Mai mult decât atât, acum sunt mai multe mijloace prin care poți comunica. Au apărut tot felul de modalități în care îți scriu pe pagina de Facebook, îți scriu pe WhatsApp, îți scriu pe Telegram, pe toate programele posibile, toate pe Messenger, pe toate oportunitățile. l-am făcut în așa fel încât să le dau răspunsuri tuturor. Le-am dat ocazia să, ca numărul meu, dacă este un număr care este al instituției, să fie public și n-am ezitat nici 5 minute să fac lucrul acesta și am răspuns unor solicitări care poate de cele mai multe ori nu necesită neapărat o audiență. Mulți vor să se angajeze deja la aeroport, unii vor să-și ia spații comerciale, Alții se gândesc că au o problemă medicală și vor să se interneze nu știu pe unde și nu știu care este situația cu COVID-ul. Fac și astfel de lucruri. Nu știu, de multe ori mă tot gândeam, zic să nu cumva să fie interpretat într-un fel sau altul, dar deschiderea mea este totală. Și de fiecare dată nu pun uh, uh, situațiile în care la birou ne întâlnim și am uh, întâlnit, uh, audiențe programate sau când ies în uh, zona publică și ne întâlnim cu cetățenii. Dar avem deschidere totală și facem un așa fel încât cetățeanul să simtă mai mult ca oricând și nu mai cetățeanul. Am primit foarte multe. Și foarte apelurile care sunt critice. Toate apelurile le accept și le, uh, încerc să le combat în cazul în care am argumente sau în cazul în care nu am argumente, promit să mă îndrept și să fac în așa fel încât să, să, să data viitoare să nu se mai întâmple. Fiindcă, clar, asta înseamnă să fii într-o zonă publică, într-o zonă în care ai responsabilitatea de a fi la dispoziția cetățeanului, de a avea o anumită conduită, iar tu nu trebuie să te compari ca toți ceilalți. Și tu trebuie să ai uh, un comportament cu totul diferit fiind în spațiul public. Doamnelor, Vă rog, domnule. Perfect. Și nimeni nu este perfect. Corec. Și trebuie să acceptăm că și noi avem poate minusuri. Important este să înțelegem acest lucru și să avem o percepție în așa fel încât eu n-am fost niciodată de părere că dacă nu sunt, pot să fiu de acord cu dumneavoastră sau să nu fiu de acord în anumite privințe, dar să accept că părerea dumneavoastră este poate mai bună decât a mea și să o preiau, să o implementez. Și acest lucru am, am făcut de multe ori acest lucru pentru că mi-am dat seama că poate eu nu sunt în postura în care să spun că ce spun eu este cel mai bine. Și totdeauna e bine să te raportezi și la specialiști și poate că unii nu înțeleg acest lucru. Am gândit în această perioadă de pandemie cu riscurile care sunt în perioada asta și am creat, vedeți, a avut și o parte bună, să zic așa, în ghilimele această perioadă. Ne-a forțat să facem lucruri care poate nu le-am fi făcut altă dată la fel sau la mai rapid. Sistemele online de depunere de registrare acte, de eliberare acte, comunicarea cu oamenii, depunerea de documente, de eliberări de documente în sistemul online. Am fie de curând aici în Brașov <coughs> și, și, și am mers în, în zeci. Am zis, chiar am felicitat pe funcționarul de acolo și am spus felicitări pentru că în 10 minute am intrat, am predat actele, mi-a supus fotografie și am plecat de acolo. Fel, fel, să protejăm și pe cetățeni dar și funcționarii să fie protejați prin acest mod de a, de a fluidiza lucrurile și din, din perspectiva asta Lucrurile s-au întâmplat și poate nu sunt perfecte, sunt perfectibile, se vor întâmpla în următoarea -a perioadă. -a de mulți, Sigur. Ori să pe unul dintre și să zică, că a fost ideea mea, este da, foarte bine. bine. Dacă noi avem mijloacele prin pere. care putem să le punem în aplicare, este da. foarte important să fim receptivi și să preluăm Sigurle și de ele Lucruri care cred eu că, că sunt așa, și aici este greu, e, e, e o răutate eu, să zic așa. Sunt infrastructuri sau proiecte care nu țin, așa cum spune Adrian Veștea, doar de tine ca și persoană primar sau președinte de județ. Ai niște condiționalități din punct de vedere tehnic, din punct de vedere procedural. Dați-vă seama, am început un pod aici celebru la Farte, care, Doamne ajută că va fi gata cât de curând, ne-a scos sufletul. Ne-am gândit să facem un lucru bun și când am desfăcut podul, s-a văzut că este mâncat tot, este cariat efectiv. Ce primar ar fi putut să spună, nu domnule, fă așa că nu trebuie să știe nimeni, când experții mi-au spus, oprește-te că aici trebuie să facem lucrurile de la capăt și ne durează mai mult, ne costă mai mult și va trebui să refacem toată proiectarea. Și unii nu înțeleg că nu depinde de un primar acest lucru. Primarul nu poate să facă el împotriva legii sau împotriva unor experți sau proiectanți care spun că asta trebuie să faci să se întâmple. Important este că le facem și că le uh, uh, implementăm Mai greu, mai ușor, mai simplu, mai complicat Viața asta ne oferă uneori și lucruri care, pe care nu, nu ne gândim că le vom, uh, le vom uh, 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 îndeplini La școala 2 de pe strada, pe Bulevardul Saturn, la fel Două corpuri de clădiri la o școală mare, într-un cartier mare Am vrut să creăm o legătură între două corpuri Și am desfăcut clădirea și am constatat, deși expertiza ne spunea altceva grinzile de susținere erau cariate, erau mâncate, a trebuit să ne oprim, stop, să reluăm proiectul și ne-a întârziat și ca timp și ca etapă, dar cel puțin facem un lucru trainic, apropo de ce spunea uh, președintele uh, mai înainte de podul de, uh, de, uh, de peste old. E o situație similară și aici nu ține nici de președinte, nici de primar să pocunești din dește și îi bagi și rezolvi lucrurile peste noapte. Este imposibil așa ceva. Trebuie să înțelegem și să acceptăm că de sunt situații. Un lucru, în toată această perioadă de pandemie, și toată această perioadă din ultimii ani Au pus, au pus firmele într-o dificultate foarte mare Și din punct de vedere al personalului Din punct de vedere al uh, situației cu care se confruntă Și foarte multe de, dintre ele intră în insolvență Și atunci tu ca și instituție publică Nu ai dreptul să-l să descalifici În urma unei proceduri de achiziție Considerând că mi se pare mie Sau am eu o părere Sau cred eu că nu știu cine mi-a spus Și n-aș putea să fac chestia asta Și atunci tu ești nevoit să mergi cu firma respectivă Firma respectivă, din păcate, neavând o capacitate foarte bună, nu poate să-și respecte graficele uh, și atunci te duc, toate aceste lucruri duc la întârzieri. În situația în care îți mai și pleacă sau ai o problemă. Care, în care ea dă, dă faliment. Clar, te pui și în situația ei, zice, domnule, eu când am venit aici credeam că lucrurile vor sta cu totul altfel, dar uite, iată, au crescut prețurile. La uh, materiile, materiile la prime, la salarii, la asta, nu mai mă încadrez, în devizul vechi. Eu am ofertat, atunci eram competitiv, dar uite, în timp, într-un an, 2-3, ne mai putând indexa lucrurile astea, că nu ne permite legislația, eu nu pot să mai duc lucrările la bun sfârșit, decât să, uh, să intru și mai tare și să am probleme foarte mari nuți. și sunt stări care ulterior trebuie să le iei de la capăt fiecare așteaptă, fiind lucrări în zone publice, lucrări în care cetățeanul, pentru el, spațiul respectiv este vital, imediat le sesizează și atunci imediat interpretează vina autorității, fiindcă de fiecare dată cineva trebuie să fie de vină și de fiecare dată suntem de vină noi. Ori primar, sigur, ori președinte. întotdeauna vor confirma când un proiect este dus până la capăt, este făcut cum este trebuie până până. și vor mulțumi pentru lucrul acesta. Am simțit o pe pielea mea și cred că același lucru l-a simțit, fiindcă l-a simțit și George, fiindcă noi venim în fața cetățenilor unii nominal. Astăzi ne bucurăm de fiecare apreciere care vine în momentul în care mergem pe stradă, în momentul în care ne întâlnim cu cetățenii, iar lucrurile acestea trebuie să recunoaștem. Da, sunt foarte mulți oameni, chiar dacă sunt câțiva sau există un segment de nemulțumiți și vor fi veșnic nemulțumiți și pe ei, dacă e pune la să implementeze proiectele respective, tot nemulțumiți vor fi și tot gică contras în câte unii dintre ei. Dar marea majoritate sunt oameni care apreciază și care văd lucrurile la modul pozitiv și zic, da, uite, s-a întâmplat acest lucru foarte greu și în Germania, dacă ne raportăm la aeroportul din Berlin. Da, mă, uite, și nemții, ia, cât sunt ei de nemți, bă, greu l-au făcut și ăștia, dar uite că până la urmă și la noi se văd lucrurile, se întâmplă lucrurile. Exact. Haideți să punem pe finalul emisiunii câteva aspecte care țin de lucruri concrete. Un, un subiect delicat pentru Brașov este cel legat de poluare. Și am vrea să știm care este perspectiva dumneavoastră, cei care urmăresc să cunoască sau să, să înțeleagă cum vedeți dumneavoastră lucrurile din această perspectivă a poluării. Este Brașovul un oraș poluat? Ce măsuri se întreprind? Pe de altă parte, cetățenii ce ar trebui să facă pentru ca să avem un aer curat aici în Brașov? Brașovul nu este un oraș poluat și avem în acest moment un studiu făcut de experți ai Băncii Mondiale care au făcut o evaluare la nivel național ne-au dat punctele roșii, punctele vechi, punctele albase sau negre din România. Ne-au scos în evidență că la Brașov avem o problemă din punct de vedere al noxelor și al unor pulberi care sunt uh, uh, în aer, datorită faptului că în lipsa unei autostrăzi, traficul greu care tranzitează orașul ne creează o asemenea problemă evidentă. Și aici nu putem să negăm acest lucru. Avem o a doua componentă în Brașov. Brașov este într-o într într zonă de relief ca într-o găleată, într-o cuvă. Sunt perioade din timpul unei zile când condițiile atmosferice influențează foarte mult acest lucru pentru că plafonul lor fie în jos sau curenții nu circulă și atunci se stabilizează o anumită situație și care generează un anumit tip de înregistrări a unor indicatori din acest punct de vedere. Un alt lucru se referă la următorul aspect. În jurul brașovului sunt terenuri agricole care sunt fertilizate cu gunoi, cu îngreșământ natural. natural. Dați-vă seama că într-o perioadă de, din cursul unei zile când condițiile meteo sunt așa cum vă spuneam, curenții nu se duc peste munți sau se duc în altă parte. Circulă și atunci normal că în oraș se simte un miros din acest punct de vedere, dar care se datorează culmea localității din jurul, din lângă Brașov, numită Sân Petru, unde un cetățean are o fermă, are 100 de hectare, are grajduri, are animale, are vaci, de exemplu, și care împrăște îngrășământul pe... pe... La vine de la și de din așa, o altă chestiune se referă la faptul că depozitul ecologic care este pe teritoriul municipiului Săcele, deci municipiul Săcele încasează taxe, impozite, deci plus valoare din punct de vedere al investiției, și acolo depozitul, normal, la fel, în situațiile pe care le-am spus, este victimă tot Brașov. Și mi-a spus o dată, chiar vorbeam cu niște cetățeni, deci activitatea și efectul este de pe raza să cele tărlungeni sunt Petru, dar de vină este primarul de la Brașov. Primarul nu are un robinet, el care să dea drumul undeva, să dea sau să facă într-un fel sau altul. Mai avem un plan de mobilitate și accesibilitate în municipiul Brașov, care, pe care îl implementăm. De asta noi am luat bani de la Uniunea Europeană ca să schimbăm flota de transport auto în cu mijloace ecologice, hibrid, electrice și troleibuze. Avem un plan de mobilitate pe baza căruia la fel, am accesat bani de la Uniunea Europeană să facem acele benzi dedicate pentru autobuze ca să fluidizăm circulația. În baza acestui plan de mobilitate avem proiecte în centru istoric să transformăm zone, astăzi care sunt utilizate de trafic, să fie pietonale. Avem de ce avem, că, uh, avem doris, uh, practic îmbunătățirea sigur, avem de în ca să avem o situație sunt mai mai sunt situații în Brașov când sunt agenții economici industriali care datorită activității și tehnologiilor învechite uh, creează probleme în anumite etape în cursul unor zile. Am pus la dispoziția Gărzii de Mediu care are instrumentele legale și necesare să sancționeze sau să ia măsuri. Am făcut un protocol cu Academia de Aviație Henri Coandă care ridică de la sol anumite echipamente în aer și cu care am făcut protocol. Noi plătim acest lucru ca să ne inventareze unde sunt problemele, ca să vedem unde sunt măsurile de luat. Am montat 12 senzori la propunerea cetățenilor în 12 zone din oraș, prin care să măsurăm în fiecare zi. Sunt funcționale, am avut prima raportare săptămâna trecută și ne arată că indicatorii sunt în parametri normali și nu avem o problemă într-o anumită zonă mai mare sau mai mică, deci culoarea este verde. Avem o singură creștere într-o zonă mai aglomerată, în zona Casa Armatei, Parcul Central, Titulescu, unde valorile sunt mai, mai mari, datorită traficului intens de acolo. Tocmai am desfăcut acolo o zonă din parc, unde oamenii intrau cu mașina în parc și am transformat-o într-o zonă verde. Și am explicat atunci că fac acest lucru tocmai plecând de la aceste planuri și la aceste măsurători pe care le facem, pentru că în parc... Să duc mămicile cu copiii la locul de joacă și este firesc să iei măsuri ca să protejezi uh, copiii și familiile care sunt acolo. Avem un plan de sistem, de reactualizare, un studiu de trafic în Brașov care își propune tocmai să fluidizăm sau să găsim soluțiile ca să descongestionăm uh, traficul sau să creăm sensuri unice. Să uh, creăm intersecții în sistem girație care să reducă staționarea și din punct de vedere al poluării să diminuăm aceste efecte. Avem uh, proiecte care sunt, uh, cum v-am spus mai înainte, uh, 1000 de pădure, uh, de hectare de pădure parc. Am plantat în ultimii ani în jur de 25.000 de arbori și puieți în interiorul Brașovului, deși, uitați-vă în jur, totul este verde. Adică, ne preocupă acest lucru, doar așa, o negativizare a unora și folosesc acest uh, slogan și nu-și dau seama că, de fapt, fac rău și, practic, transpun o notă negativă pentru Brașov, în viziunea altora, care una așa, așa, așa exact, <coughs> și, și, unii vin a lucra de la și unii vin și spun, domnule, dar de ce spun unii așa ceva, când noi vedem că realitatea este cu, totuși, cu totul și alta. De asta vă spun că ne preocupă. Nu suntem indiferenți. Avem un program împreună cu Consiliul Județean de uh, uh, strategia de management integrat a deșeurilor în Brașov, înseamnă la nivelul județului Brașov este un proiect derulat de Consiliul Județean, dar în parteneriat și municipiul Brașov este uh, în, implicat în acest proiect pentru că este cea mai mare aglomerare uh, urbană din județul Brașov uh, pentru colectarea selectivă, pentru ca să diminuăm acest impact și din punct de vedere a ce înseamnă parte de salubrizare. Avem uh... ce ar trebui să facă cetățean din această perspectivă a calității aerului pentru îmbunătățirea aerului în Brașov. Are vreo, vreo responsabilitate sau totul e în seama dumneavoastră și altor autorități? ține doar de noi, și de cetățeni, pentru că aici este o și de natură de cultură, până la urmă cetățenească, pentru că uh, a depozita uh, se selectiv petul, plastic, metal, hârtie în saci pe care noi îi dăm la populație acasă să facă acest lucru și să-l pună la poartă și în cursul zilei, în cursul săptămânii, firma de salubrizare, operatorul, să ridice aceste deșeuri separat. Avem un proiect ca în fiecare cartiere și am montat în două cartiere cu uh, proiect pilot, două eco insule pentru a uh, da posibilitatea cetățenilor să depoziteze selectiv și să facem reducere la factură. Dacă primește sacul și pune selectiv, să se duce, are cod de bare, înregistrează și depozitează și atunci primește o reducere la factură privind prestații de salubrizare. Toate aceste lucruri influențează viața noastră de zi cu zi din punct de vedere a ce înseamnă uh, mediu până la urma urmei noi cu toții trebuie să contribuim, nu numai că primarul. Primarul nu are, v-am spus așa, o cheiță care să dea drumul când vrea și cum vrea. Depinde de noi acest lucru. Avem o grămadă de locuri în Brașov unde oamenii aruncă, depozitează deșeuri aiurea. În fiecare zi ne preocupă acest lucru și facem ceea ce trebuie din acest punct de vedere pe teritoriul municipiului Brașov. Dar proiectul județului este esențial, este vital pentru județul Brașov și președintele poate să vă spună în ce stadiu se află acest smid. Așadar, aveți vedere, uh, Sigur. lui Brașov, faceți Sigur. eforturi ca să se îmbunătățească Tot ce lucruri facem, facem, în această perspectivă. Da, este și cred că lucrul acesta este vizibil de către, nu numai de către noi, cei care locuim în județul Brașov și municipiul Brașov, fiindcă începe la un moment dat să fie o rutină și de fapt nu mai vedem lucrurile bune care s-au întâmplat în decursul timpului. Dar uh, cei care vin din alte blocuri ale țării, realizează cu foarte multă ușurință, că în municipiul Brașov nu este un municipiu în care apar blocaje de trafic sau apar, pe un timp relativ scurt, dacă mergem în București sau mergem în Cluj sau mergem în alte județe și nu vreau să mai dau alte nume, vedem că la orele de vârf se întâmplă să există un blocaj foarte mare în anumite zone. Faptul că astăzi este extrem de sistematizat a dus și la această la acest trafic care de cele mai multe ori se întâmplă în zonele, în zonele centrale din Brașov, iar în perioada următoare am toată convingerea că prin flota de, uh, flota de autobuze pe care a cumpărat-o primăria, prin conceptul integrat în care se raportează și la zona metropolitană, faptul că cetățenii din localitățile învecinate pot să, vor, în pot să vină direct până în zona centrală cu aceste Bra. autobuze, iar faptul că încurajează această, acest transport uh, public va duce. La eliminarea uh, intenției de a veni cu mașina sau de a te deplasa cu mașina, fiindcă, clar, nu mai există astăzi posibilitatea să parchezi chiar unde îți propui, uh, se aplică sancțiuni în momentul în care nu respecti regulile și atunci va trebui să ne deplasăm cât mai mult cu transportul public, care va funcționa după un grafic cât se poate de serios, după o planificare sigură, iar cetățeanul nu va sta să zică, băi, vine sau nu vine. Știe fix că la fără un minut sau la și un minut ajunge, ajunge autobuzul respectiv și ei pot să se deplaseze în condiții uh, foarte bune și de comoditate, și de siguranță și de, și de rapiditate să zic așa uh, și atunci uh, cu siguranță toate aceste lucruri vor fi eliminate referitor la aceste noxe despre avem, care vorbește avem domnul primar termenele de, <coughs> de transport care sunt uh, Făcute astăzi, dar să adaugă altele care sunt cu finanțare accesată, sunt în proiectul de care am vorbit mai înainte, strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului și a Zonei Metropolitane, în așa fel încât să generăm o infrastructură care să dea posibilitatea de transport public în regim organizat de persoane, în condiții cu totul și totul schimbate. La gara avem un terminal mare de, de, în lucru, suntem într-un stadiu acum de procedură de licitație. În zona gării, parcare subterană de 500 de locuri cu pasaj pietonal subteran care se scoate la suprafață pe Bulevardul Victoriei, în așa fel încât să fluidizăm circulația, să reducem poluarea, să fie o infrastructură pusă la punct pentru transport public, pentru cetățeni. În Bartolomeu avem la în zona rom-radiatoare, parcare, la fel la care acum este licitația în curs pentru 700 de locuri de parcare, în așa fel încât cei care vin cu mașini de se poate de să poată să parcheze. Avem, la fel, în centru civic o parcare, care, la fel, astăzi este procedura de achiziție în derulare, tocmai pentru a par... face parcare subteran pentru 700 de locuri de parcare subteran, în așa fel încât să dăm posibilitatea să-ți parchezi mașina și să te deplasezi ușor după aia cu transportul public în orice zona orașului. Deci sunt lucruri care sunt, cei care vin au posibilitatea să circule cu un bilet 50 de minute, chiar dacă schimbă două trasee sau trei trasee de autobuz, tocmai ca să stimulăm acest lucru și facem un efort bugetar foarte mare de la nivelul bugetului municipiului așa să asigurăm resursa financiară pentru această activitate în municipiu. Despre aeroport ne-a spus că lucrurile merg într-o direcție bună, sunteți în grafic, există finanțare, vestea bună doamnilor și domnilor este că anul viitor, în vară, vom putea a aterizat sau decolat de pe, de pe din Brașov. Faptul că, deși am luat un credit pentru a asigura prima dată plafonul prin care să pot să încep procedurile de achiziție, nu am cheltuit din acel credit. Nu am cheltuit creditul. Nu am cheltuit creditul. Banii se raportează pe anul viitor, în cazul în care vor apărea situații neprevăzute, probabil vom uza de el. În caz contrar, poate fi folosit pentru alte obiective uh, strategice pe care și le dorește județul și Deci aveți viața asigurată, practic doar să mergi înainte cu execuția Absolut. și să finalizați proiectul. Absolut. Spitalul regional. Uh, deci din Brașov. Spitalul regional, așa cum am spus, este într-o fază bună. Astăzi avem amplasamentul, avem ordinul de ministru, este teritorizarea stabilită de către ministru prin ordinul care l-a fost dat la 1 august. Avem un studiu de fezabilitate care a stat la baza elaborării studiului de fezabilitate care se derulează acum cu echipa Berdului, cu consultanți internaționali. Berdu finanțează cu 2 milioane și jumătate de euro nerambursabil elaborarea studiului de fezabilitate structura spitalicească este conturată. Echipa de la BERD astăzi este la discuție cu ministrul Boloș pentru a identifica lucrurile ca și structură de finanțare. Iar în momentul de față, utilitățile sunt mare parte trase în zonă, putere instalată de energie electrică, cu rețea electrică nouă. La rețeaua de canalizare, dacă mergeți, o să vedeți că se lucrează pentru a aduce canalizarea în zonă pentru acest obiectiv. Uh, furnizarea de gaze uh, sunt uh, rezolvate în zonă, iar din punct de vedere urbanistic avem planul urbanistic uh, zonal institutului, numit PUS institutului, care reglementează din acest punct de vedere urbanistic acest obiectiv și întreaga zonă. Am obținut de la Autoritatea Aeronautică Civilă pentru că spiralul este în vecinătatea aeroportului acest aviz. Într-un cuvânt, suntem într-un stadiu bun față de alte proiecte de spitale regionale din țară, de care s-a vorbit foarte mult. Noi am vorbit mai puțin și am făcut mai mult. Sigur că vin acum unii contracandidați și teoreticieni și spun Păi nu ajunge de 900 de locuri, că este prea mic. Un spital nu trebuie să fie mai mare sau mai mic, trebuie să aibă doar dotările și resurse necesare ca să fie eficient din punct de vedere al specialităților, resurse umană și logistică. Și vin și spun acum că trebuie să schimbăm lucrurile și să facem un spital de 1.500, de 2.000, de 4.000. Este ceva care nu eu, specialiștii au stabilit. Care se construiesc astăzi pe fonduri europene, fie că vorbim de Cluj, Iași sau, Buc sau Craiova, au aceeași, aceeași dimensionare. Aceeași dimensionare a, a numărului de paturi, numai că până acum terminalul era prea mare și ei doreau un terminal mai mic. Acum spitalul este prea mic și se dorește un terminal mai mare viața reală în care în care să se găsească e bine sensibile. sensibile. Noi le spunem lucrurile așa cum sunt și de asta este nevoie de un o continuitate, de un parcurs ca să finalizăm aceste proiecte și după aceea sigur că nu suntem noi veșnici, trebuie să vină și alții, fără doar și poate este exclus așa ceva să rămânem noi aici pentru totdeauna, Doamne, nici nu-mi nu doresc așa ceva și nici nu vreau așa Suntem ceva. Suntem spre finalul emisiunii, am avut mai multe puncte notate, dar le-am atins până între altele, poate într-o altă ocazie, cine știe, după alegeri sau înainte. Însă, aș vrea să abordăm puțin aspect, aspectul cultural al Brașovului și numai chiar orașele din jur, Râșnovul, Făgărașul. Mult, foarte mulți fac comparații cu alte zone din țară, Cluj, Sibiu, București, Timișoara. Și uh, unii spun că ar fi mai puțină activitate, mai puține proiecte în zona culturală și că ar trebui brașovul să, să fie mai viu aici, sau zonele din brașov, sau județul brașov. Că nu găsești nicăieri în țară junii brașovului. Exact, să vă dau un exemplu. Și este ceva... sunt junii Sibiului de altfel. Nu, no, e total diferit. Apropo de Sibiu, am căsătorit pe cineva, o pereche care mireasa era din Sibiu și am întrebat-o de ce a venit la brașov să căsătorească. Deci nu s-a dus la Sibiu să facă oficierea și să, și a spus că s-a decis să se mute la Brașov, pentru că la Brașov e mai fain și îi place mai mult și a venit după soț și s-a uh, relocat aici la Brașov din punct de vedere al uh, vieții de zi cu zi. Mi-a plăcut Am foarte mult. Așa, nu, înseamnă că, între nu, și nu înseamnă că că la Sibiu nu, la Sibiu e foarte fain, că sunt nu poate să fie, nu poate să fie peste tot la fel fiecare cu specificul lui. La Brașov avem Teatrul Sica Alexandrescu, care este bugetat, finanțat de la, din primărie. Avem Filarmonica, cea mai veche filarmonică din Transilvania, care la fel este finanțată cu absolut tot ce trebuie, susținută de către primărie. Avem teatru pentru copii Arlechinu, care la fel este susținut de către primărie. Avem opera din Brașov, care este susținută de primărie și bugetată, finanțată și absolut tot ce înseamnă act cultural. Este alte Alte orașe, Cluj sau Iași, au opere care sunt finanțate de la Ministerul Culturii, nu dau bani de la bugetul local. local. Practic, Noi susținem absolut toate aceste lucruri din bugete proprii. Avem infrastructura care a fost pusă la punct, acum am reabilitat fostele cinematografe în proporție de 100%. Ne-am judecat, le-am recuperat și le-am reabilitat, am investit. În toate aceste instituții s-au investit foarte mulți bani de la bugetul local. Plus de asta, avem un ghid cultural care se întâmplă în fiecare an și noi cofinanțăm activități culturale cu un anumit specific, indiferent care ar fi cu asociații, ONG-uri sau ce știu eu, fel și fel de structuri de asemenea fel. Facem acest lucru? Nu ține doar de primărie sau de primar treaba asta, ține și de partea cealaltă să aibă o implicare și să dezvolte un asemenea. Avem un proiect numit Parc Cultural după ziduri, care va lua o amploare în următoarea perioadă foarte, foarte mare. Ne propunem să creăm evenimente pe infrastructura medievală a cetății, a Brașovului. Facem acest lucru, nu facem cu partenerii privați acest lucru și o să vedeți că vom avea o, o, o treabă foarte frumoasă în următoarea perioadă. Cer Budeau nu se întâmplă nicăieri în România, se întâmplă doar la Brașov. De probabil este depindem de televiziunea română în fiecare <laughs> an. <laughs> Domnul veștea! Vedem cu toții că dacă, dacă Brașovul a devenit cea mai importantă atracție turistică a României înseamnă că există uh, o implicare a autorităților locale atât din uh, municipiu, cât și din uh, zona metropolitană, dar și din fiecare colț al județului Brașov, fie că vorbim de țara Făgărașului, de cetatea Făgăraș sau de cetatea Rupea. Vedem că toți acești vizitatori, pe lângă monumentele istorice, vin oara, vin, aici, vin aici. da, și la fel de oara, un, o uh, cetate care a fost uh, construită, aș putea spune eu, evident, respectând toate normele în vigoare, de către Consiliul Județean Brașov, în parteneria cu uh, comunitatea din Feldiora, cu primăria Feldiora. Am făcut în așa fel încât și mai ales vă spun și din perspectiva a fost ou seja, primar. Am făcut în așa fel încât să aducem evenimente care au un anumit specific. Uh, clar că lucrurile care se întâmplă la noi, spre exemplu, avem un festival de rock, care este cel mai mare festival de rock din România. Aici se desfășoară evenimente sportive la nivel mondial și la nivel internațional, lucruri care nu s-au desfășurat niciodată în alte județe ale țării. Deci noi avem un specific al nostru, specific care îl exploatăm foarte bine. Este, suntem deschiși la orice oportunități, orice eveniment, fiindcă dacă stăm să ne raportăm la Antoldu de la Cluj, este un eveniment privat. Nu este un eveniment care este susținut, cum de altfel și Oktoberfestul de la Brașov este un eveniment care este privat. Același lucru s-a întâmplat și cu Festivalul de Rock, care este un eveniment unde intri pe baza, unei, pe baza unui bilet. Toate aceste evenimente sunt organizate în funcție de în urma unor evaluări, în urma uh, intenției pe care sau ceea ce își dorește publicul să guste. Iar noi suntem deschiși la toate aceste oportunități pe care le putem desfășura. Unele dintre ele au caracter public și sunt organizate de către noi, altele au uh, caracter privat, le punem la dispoziție domeniul public și acele evenimente se desfășoară în diverse locuri ale municipiului sau ale județului Brașov. Domnilor, domnul vă rog, seara faceți acest exercițiu. Deschideți și urmăriți BBC World și în timpul știrilor de la BBC, cred că după ce se prezintă vremea, o să vedeți că vă spune prezentatoarea care are o acoperire internațională pe Europa, America, de Nord și Orientul Mijlociu și o să vedeți că primul calup sau al doilea care intră de promovare pe BBC World este Brașov, poarta de intrare a Transilvaniei și acolo promovăm și România și Brașovul. Felicitat, felicitat și pentru... o să vedeți acolo ce frumos este și ce uh, simți când vezi că pe BBC World uh, vezi acest lucru și România este promovată de către Municipiul Brașov și Județul Brașov, pentru că nu guvernul a făcut treaba asta, noi am făcut treaba asta și se întâmplă astăzi acest lucru. Domnilor, două întrebări pe final și aș vrea răspunsuri scurte la, la aceste două întrebări. Prima întrebare este următoarea. Cum vedeți Brașovul peste patru ani? Așa, peste, peste patru ani îl văd cu proiectele la care am făcut referire implementate sau într-o mare, într mare măsură implementate și care va genera plus valoare din toate punctele de vedere pentru Brașov, pentru Brașoveni și pentru România. Deci, Brașovul va fi uh, destinația dorită de toți românii și va avea, o, va avea o percepție foarte bună la nivel internațional, atâta vreme cât aeroportul va fi funcțional, câtă vreme mobilitatea în zona, în județul Brașov, uh, va fi depășită și aici mă aștept ca atât autostrada dinspre Simbiu să ajungă la Brașov, autostrada dinspre Comarnic și de ce nu chiar să construim și spre Est autostrada Brașov-Bacău. Uh, un oraș verde, un oraș în care uh, uh, cetățeanul să-și dorească să să-și petreacă și timpul liber și de ce nu chiar să se mută. Și ultima întrebare, așa, poate puțin mai de suflet. Uh, ce reprezintă Brașovul pentru dumneavoastră? Pentru persoana uh, George Scripcaru Adrian Vești? Brașovul este viața mea de zi cu zi. Mm -hmm. Nu putem să gândim altfel și să, indiferent dacă suntem primar sau orice altceva, lucrurile tot la fel trebuie să rămână. Brașovul reprezintă acasă, este locul în care mă simt cel mai bine, indiferent în ce deplasare, în ce concediu merg, indiferent ceea ce își vor propune copiii mei, cu siguranță pentru mine Brașovul va rămâne permanent acasă și aici am doresc să locuiesc toată viața. Mulțumesc mult, domnilor, mulțumesc domnului George Scripcaru, candidat PNL pentru primăria municipului Brașov, actual primar aici în, în Brașov, domnului Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean, mulțumesc. din partea PNL candidat pentru aceeași funcție, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și, desigur, sper să ne vedem și cu altă ocazie și cu succes rău. în ceea ce faceți. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, ați urmărit această ediție specială de la Brașov, Brașovul, județul Brașov în Cotro ați putut urmări câteva din planurile pe care le au cei din echipa PNL pentru Brașov, pentru județul Brașov. Dumneavoastră veți decide în final prin votul pe care îl veți da. Să aveți numai bine!